Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este juristul Nicolae Eșanu, fost viceministru al justiției. Domnule Eșanu, bună seara! Și vă mulțumesc tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Cu plăcere! Domnule Eșanu, evident că primul subiect de astăzi este cazul Alexandru Stoianoglu, fost procuror general al țării. Dumnealui a fost achitat în dosarul indemnizația pentru domnul Chitoroagă, fost șef al PC Coxului, da, procuratură specializată. De asemenea, a fost achitată și doamna contabilă care fusese acuzată în același dosar. Evident, dosarul poate fi, cazul poate fi atacat la Curtea de Apel, sentința poate fi atacată la Curtea de Apel de către procurori. Eu știu că dumneavoastră... Nu că poate. Da. Eu pot să vă dau garanții scris că o să fie atacat. E adevărat. Eu știu că dumneavoastră sunteți tare atent în ale comentatului deciziilor de judecată, dar totuși, pentru că susținătorii așa zisei reforme a justiției așteptau capul lui Stoianoglu. Cealaltă parte care vedea că sunt niște nereguli spunea că, băi, cazul ăsta e mor din fașă, ce faceți voi? De asta aș vrea totuși să ne spuneți părerea dumneavoastră despre sentința de azi a magistraților din prima instanță. Da, confirm. Eu am fost și rămân un adversar feroce, aș putea spune, al justiției făcute la televizor. Deci un jurist care vine și dă verdicte cu privire la soluția pe un dosar, fie civil, fie penal, fără să citească materialele dosarului, comite o blasfemie, în opinia mea. Dar sunt foarte multe lucruri care pot fi spuse fără să cunoști materialele dosarului și eu cred că cu privire la acest caz noi putem să constatăm foarte multe lucruri și eu cred că această sentință este un motiv pentru speranță, pentru toți, cât n-ar fi de paradoxal. Atât și pentru cei care vroiau capul domnului Stoianoglu, cât și pentru cei care îl achitau, indiferent de ce era în materialele dosarului. Pentru că aceasta ne dă speranță că în țara Republica Moldova, justiția nu lucrează la comandă. Asta este lucru cel mai important. Eu chiar dacă m-ar pune cineva să aleg dintre toate lucrurile importante, ăsta este cel mai important. Pentru că nu există nimic mai grav decât o justiție care servește puterea. Este irelevant dacă sentințele sau hotărârile sunt legale sau ilegale. Sigur că asta e foarte important. Înțeleg că unii o să spună că domnul Eșanu promovează ideea că trebuie adoptate hotărâri și sentințe ilegale. Nu. Eu spun cu totul altceva. Justiția înseamnă actul independent de puterea legislativă și executivă care transmite în societate mesajul că s-a făcut justiție. Deci este foarte important ca hotărârile judecătorești să fie adoptate în conformitate cu legea. Este condiție sine qua non pentru o justiție normală. Dar atunci când noi ajungem să avem hotărâri legale doar, dar societatea nu este convinsă că s-a făcut justiție, înseamnă că justiție noi nu avem. Indiferent, putem avea cele mai bune hotărâri din punct de vedere a legislației, materiale și procesuale. Dar dacă un observator independent, obiectiv, imparțial, are temei să spună că nu a fost făcută justiție, înseamnă că ea nu s-a făcut. Deci foarte multă lume nu observă că la CEDO se adoptă hotărâri prin care se constată că a fost încălcat dreptul de acces la justiție, deoarece există temei pentru a crede că justiția nu a fost făcută. CEDO nu spune că a fost încălcat vreun text de lege, a fost comisă vreo abatere. Nu, CEDO spune, poate că e perfect totul conform legii. Dar pentru observatorul independent,
există suficiente temeiuri pentru a considera că nu s-a făcut justiție. Cu regret, în Republica Moldova, nu doar publicul larg, nu doar puterea legislativă și executivă, dar chiar și foarte mulți juriști nu înțeleg acest lucru elementar de la care pornește orice discuție. Da, ar fi foarte trist dacă în acest caz hotărârea sau sentința în cazul de față în penal sunt sentințe, ar fi ilegală. Ar fi trist. Dar catastrofă ar fi fost dacă era sentință de condamnare în lipsa temeiurilor de condamnare. Iată aceea ar fi fost catastrofă cu adevărat. Juriștii învață la primele ore la facultate, le vorbesc despre unii spune virgula și mai bine să scapi 10 vinoveți decât să fii pedepsit un nevinovat, dar asta pe ureche intră și pe alta ies. Pentru că în realitate și societatea le pretinde, noi îl vedem vinovat, voi fiți buni și dați-ne pe tavă sentință de condamnare și există o foarte mare presiune. Dacă își închipui cineva că judecătorii trăiesc în vacuum, ei nu sunt ce se întâmplă în societate. Și cu regret, eu spun asta cu mare regret, judecătorii mai degrabă pornesc de la încălcarea principiului fundamental al dreptului penal, că toate îndoielile se interpretează în favoarea învinuitului, decât să-și pune societatea, toată presa, guvernarea în cap și să dea prioritate îndoielilor, în fine, mai bine îl condamn. Dar în penal, din contra, funcționează regula asta. Ai o îndoială, măcar cât de mică, nu ai dreptul să condamni. Dar judecătorul, din comoditate, și cei care blamează judecătorii, eu i-aș vedea cum o să fie ei, cum o să procedeze ei în acest lucru. Pentru că, atrag atenție, vorbesc de îndoieli. Deci judecătorul nu are certitudinea că nu se întrunesc toate condițiile pentru ca, în cazul de față, domnul Stoianoglu să fie condamnat. Dar el nu are nevoie să aibă certitudine. Pentru a emite o sentință de achitare, judecătorul trebuie să aibă dubii. El nu trebuie, este suficient ca el să nu fie convins. Și judecătorul, doar care este convins cu că se întrunesc toate elementele necesare, doar atunci el poate vota pentru o sentință de achitare. Cu regret, noi nu avem o așa cultură, nici în societate, și o să supere pe mine mulți judecători, dar cu regret, mulți, prea mulți judecători preferă să fie comozi. Am văzut că este o opinie separată. Tocmai de asta. Și eu știu ce vrea să spuneți. Și că nu, tamam, că asta e printre altele, că e tot nu normal. Eu cred că judecătorul respectiv conștientizează, având în vedere cât de mediatizat este cazul, cât de evidente sunt presiunile care sunt puse pe justiție pentru ca să fie o sentință de condamnare. Și pentru a arăta că nu a cedat promisiunilor sau amenințărilor, în opinia lui separată, trebuie să fie pentru un observator la fel independent, evident că este justificat. El are dreptul în orice caz, chiar și nefondat. Să o scrie, este dreptul. Și iată, pentru mine, în acest caz, și într-o eventuală sentință de condamnare, și în opinia separată a judecătorilor, a judecătorului era obligatoriu și este obligatoriu în cazul opiniei separate să văd că respectivul judecător a înțeles că el nu trebuie să examineze formal materialele dosarului, ci să asigure înfăptuirea justiției. Adică, în opinia separată, trebuie să facă o analiză a circumstanțelor cazului, a faptului că în opinia publică există percepția că guvernarea a aruncat năvodul să vadă, să scoată și glodul de la fundul lacului pentru a lua la puricat să găsească măcar ceva împotriva domnului Stoianoglu. Și asta este evident, nu are nicio treabă cu statul de drept și cu justiția. Deci în societate este această percepție. Corectă sau greșită, noi putem să o discutăm. Și judecătorul trebuie să înțeleagă că e în
sentință sau în opinie separată, trebuie să fie o analiză a acestor circumstanțe și să se spune că eu, din următoarele motive, consider că această percepție din societate sau percepția domnului Eșanu, să spunem, să nu întreb. Iată, eu consider, el trebuie să-mi răspundă nu mie personal societății, dar fiecare în parte are drept să pretindă lucrurile. Și iată, domnul Eșanu eu explic că suspiciunile, dumnealui, eu nu vorbesc de certitudini, că posibil că este persecutat domnul Stoianoglo, nu sunt justificate din următoarele considerente. Și dacă acolo există justificări, argumente, care iarăși în opinia unui observator independent, nu în opinia mea, eu am să încerc să analizez imparțial argumentele, dar oricând pot fi suspectat că, având în vedere că eu am expus că împărtășesc aceste opinii, că posibil este persecutat, spui că nu, tu nu analizezi obiectiv argumentele respectivului judecător, dar las să găsească oamenii imparțiali care cunosc materia și care să citească argumentele pe care dumnealui o să le invoce și o spună că da, a avut dreptul să-l condamne. Pentru că nu uitați, noi acum și domnul Stoianoglo o să bucure și susținătorii lui, dar nu uitați că soarta lui a stat într-o persoană. Deci era suficient ca un alt judecător să voteze invers și majoritate, era opinia care o să o vedem în opinia separată. Domnule Șan, nu vă supărați, poate întrebarea o să sune tâmpit, dar dreptul nu e un fel de matematică. Ori toți, da, trei este... judecătorii, toți trei judecătorii au aceleași probe. Nu. Dreptul este undeva matematică. În foarte mult privință. Dar nu uitați că dreptul pe lângă matematică, adică calculul eventualelor soluții, trebuie ca soluțiile respective să le circumscrie realităților din societate, unui caz. Și viața cu regret nu este organizată conform regulilor matematicii sau regulilor oricărei științe obiective, care permite să aplici reguli pe tot timpul. Da, ele sunt reguli care trebuie aplicate în dependență de circumstanțele concrete ale cazului. Și din această perspectivă este absolut normal ca în privința la anumite probleme să existe opinii separate, să existe opinii diferite. Dar, cu regret, aceasta în Republica Moldova se interpretează în sensul atunci eu pot să afirm ce vreau și să am orice opinie ce vreau. Și este cel mai mare fals pe care putem să-l promovăm. Eu am dreptul la o opinie, dar ea trebuie să fie justificată. Iată, eu v-am înțeleg că a sunat poate plictisitor pentru multe explicația mea ce trebuie să fie în opinia separată. Dar iată, dacă în opinia separată a respectivului judecător o să existe aceste argumente care rezultă, care permit o anumită concluzie, da, este. Dreptul este o materie extrem de complexă care se aplică unei vieți și mai complexe. Și atât anume asta permite ca oriunde să existe opinii separate. Nu vreau să ghicim împreună cu dumneavoastră în apa asta de pe masă, dar ați spus-o și dumneavoastră că procurorii evident că vor merge la Curtea de Apel. Să admitem că cei de la Curtea de Apel vor avea o sentință diametral opusă față de hotărârea primei instanțe. Pentru dumneavoastră asta va fi șocant, greu de înțeles, sau... Deci, repet, revin, trebuie să vedem ce este în dosar. Pentru ca eu să spun că este șocant, eu trebuie să citesc materialele dosarului. Pentru mine este foarte surprinzător în raport cu cei ce eu cunosc despre acest caz. Deci, reieșind din cei ce eu cunosc despre acest caz, pentru mine ar fi fost surprinzător o sentință de condamnare astăzi și va fi surprinzătoare o sentință de condamnare la Curtea de Apel. Dar ca să spun că mă șochează lucrul ăsta, eu trebuie să văd cum a lucrat acuzarea, cum a lucrat apărarea. Noi trebuie să înțelegem că o sentință judecătorească nu înseamnă un act în abstract. Cum vedem noi circumstanțele și cum ar trebui să fie soluționate.
Pentru că ele, din perspectiva dosarului, ele pot să arăte total diferit. Ca deci, în cazul care, iată, 63 de deputați acuză că, de exemplu, Marina Tauber este fată foarte rea. Ea trebuie să stai la pușcării. Da. Judecătorii se uită, spune, băieți, noi o punem la pușcării, dar nu avem pentru ce. Iată, nu, zadar atâția ani durează. Asta sunt lucruri diferite. Deci, asta e, în primul rând, apropo, eu am mai spus și le mai transmit un salut la toți cei care parcă ei luptă cu corupția asta. Da. Un mai mare ajutor decât intervențiile Parlamentului, Guvernului sau președintele în cazurile concrete, este greu de imaginat. Deci oamenii vor merge la CEDO și vor invoca foarte simplu. Am fost condamnat nu pentru că asta rezulta din materialele dosarului. Poate că rezulta. Dar eu am fost condamnat deoarece a fost presiune politică. Și iată, declarații 2, 3, 4, 5, 6, da? Da, și o să fie. Acum, revenind la Curtea de Apel, este foarte important. Deci, în principiu, este posibil ca în prima instanță să fie achitare și în instanța de apel condamnare. Doar că Curtea de Apel trebuie să respecte niște standarde destul de înalte impuse de către Curtea Europeană. Curtea de Apel nu poate pur și simplu să nege tot ce a fost făcut până atunci. Deci Curtea de Apel va trebui nu doar să justifice că în dosar există suficiente probe și au fost respectate normele de procedură care permit condamnarea. Ei trebuie să mai justifice de ce ei consideră condamnarea posibilă după achitarea de prima instanță. CEDO va, sau din perspectiva CEDO, este important și acest moment. Deci el, Curtea de Apel, pe exemplu, nu poate pur și simplu să ignore. Dacă Curtea de prima instanță a spus că o faptă nu este demonstrată. Probele și-a analizat probele și a spus că fapta nu este demonstrată. Curtea de Apel nu poate pur și simplu, fără să justifice, spune, dar noi considerăm total invers. Ei trebuie să justifice acest lucru. Pentru că ei verifică legalitatea. Ei nu examinează. Iată, asta este un lucru foarte important care nu se înțelege. Eu cam des apelez la foarte important, dar Curtea de Apel nu examinează cauza în prima instanță. Ea verifică legalitatea. Legalitatea presupune, iată, revenim la opinia separată, că chiar dacă eu avem o altă opinie și consideram alt fel, dar dacă este legal ce a făcut prima instanță, eu n-am dreptul să decid altfel. Chiar dacă eu, decizând în prima instanță, aș fi decis altfel. Pentru că eu verific legalitatea. Și aici deja, în prima instanță, când sunt posibile două soluții, trei, n-are importanță, judecătorii unii votează pentru o soluție, alții pentru o altă soluție, vedem care e majoritatea. Ceilalți scrie opinii separat. Presupunem că sunt legale ambele. Și opinia separată presupune că e legală, el nu adoptă hotărâri legale. Păi iată, dacă în instanța de apel se ajunge la aceleași circunstanțe, judecătorii din apel trebuie să abțină, el nu trebuie să substituie propria viziune asupra cazului cu viziunii judecătorilor din prima instanță. Ei pot să o substituie doar cu o condiție, că aceea este ilegal. Nu de aceea că noi am fi procedat altfel dacă am fi fost incomplet. În acest caz, este și Curtea Supremă de Justiție pe rol? Da, sigur. O să fie la recurs. Acolo încă este mai limitată posibilitatea de intervenție. Pentru că acolo este recurs în criterii de admisibilitate și deci ei verifică altfel. Deci și în prima, ei chiar doar legalitatea. Prima, instanța de apel, înțeleg că unii juriști o să mă critici, eu din lipsă de timp am scurtat o parte din explicații, pentru că Curtea de Apel verifică și legalitatea și faptele. Deci ei verifică, are un mandat mult mai larg decât Curtea Supremă de Justiție, dar e mult prea devreme să încercăm să discutăm despre el. Poate nu vorbim, dacă poate nu ne referim exact la cazul Stoianoglu, dar îl luăm ca punct de reper. Să admitem, prima instanță achită om, a doua instanță achită om, a treia instanță achită omul. Dar cum rămâne cu procurorul? Care nu, ani ai, întregi... E, nu, mesaj total fals. De ce? Deci, pentru că nu există legătură directă între faptul... Deci procurorul, în principiu, nu are scopul să achite. După cum, dacă urmăm, ducem logica... De ce procurorul are scopul ca să condamne dacă
toate instanțele au spus că... Da, are... Deci, procurorul poate fi sancționat dacă el a comis abuz. Și asta nu are legătură cu faptul... El a încălcat legea. Și asta nu are legătură cu faptul... A fost condamnat sau nu a fost condamnat? Dacă el a încălcat legea, el trebuie sancționat, indiferent de faptul, chiar dacă persoana a fost condamnată. Dacă el nu a încălcat legea, el nu poate fi sancționat, chiar dacă persoana a fost achitată. Nu, că mesajul ăsta tot vehiculat de mulți zeci de ani, nu mai ar trebui să renunțăm la el. Renunțăm. Deci, pentru okay. că, după logica asta ar urma, păi dacă curtea de apel îi achită, cei care au condamnat în prima instanță, am judecătorii din prima instanță, trebuie sancționați. Pentru că fapta lor este mult mai gravă. Procurorul a întocmit rechizitorul, dar nu a condamnat pe nimeni. Așa. Deci judecătorii, deci lucrurile sunt foarte... Eu propun să nu încercăm să sancționăm pe toată lumea. Pentru că este o chestie, dar pornind de la fiecare, nimeni dintre noi nu a greșit. A greși este omenește. Și noi facem un mare deserviciu acestei țări, transmițând mesajul că oricine trebuie să plătească pentru orice greșeală. Indiferent, ești prim-ministru, președinte, procuror, pentru că atunci cine o să ducă să lucreze în organele statului? A greși este omenește. Uitați-vă, citim, în Statele Unite a fost eliberat persoana care a stat 30 și ceva sau 40 de ani condamnată. Oamenii revin la ce am spus. Judecătorul lucrează cu ce are pe masă. Și juriștii promovează un mit că în hotărârile judecătorești se stabilește adevărul. Este fals. Încă de la romani se spune că hotărârile judecătorești țin locul adevărului. Deci ele se adoptă și ocupă locul adevărului, indiferent care este adevărul real. Dar nu trebuie să pretinzi că s-a stabilit adevărul. Și fiecare trebuie judecat reieșind din ceea ce el a făcut. Dacă, spune așa, mai simplu, să revenim la procurori. Dacă trebuie sau nu sancționat procurorul, noi trebuie să decidem până ca dosarul să ducă în judecat. Iată, asta este logica care noi aplicăm, pentru că vina procurorului, noi trebuie, avem fapta, vinovăția și sancțiunea. Trebuie să pornească de la faptă. Ce importanță are ce o să se întâmple ulterior? În genere, la toate cazurile în care noi sancționăm pe cineva, ne uităm la faptă și vinovăția lui la momentul în care a comis-o. Evoluția ulterioară nu trebuie să influențeze cei ce sancțiunea pe care trebuie să o suporte persoana respectivă. Domnule Șalan, dumneavoastră ați făcut o declarație zilele trecute cu privire la cazul Stoianoglu, care a bulversat pe foarte multă lume. Da, care am văzut că a fost interpretată greșit sau intenționat. S-a vehiculat lucruri false. Dacă o citim... Cităm, doi judecători din completul de judecată sunt supuși presiunilor și amenințărilor. Da, stați o lecuță, că ea nu porniți dumneavoastră cu falsificări. Ea citiți de la început declarația. Și eu am spus că cineva mie mi-a spus că doi judecători sunt supus presiunilor. Și eu am spus, asta eu nu o comentez, eu nu știu, și eu asta pot să o trec la faptul că persoana greșește. Deci chiar din comentariul meu rezultă clar că eu am spus, posibil, acea persoană greșește. De fapt, scopul acelui comentariu era ultima parte care atestă faptul că, apropo, cred că este vorba de judecătorul care... Eu propun, nici astăzi nu știu numele la cei doi judecători care l-au achitat pe domnul Stoianoglu. Eu nu nici cunosc. Pe al treilea nu-l numim, nu, ca să nu repetăm greșeala. Nu numesc, apoi de asta, dar în schimb mi s-a spus numele acestuia și s-a spus că pentru a obține că respectivul judecător să voteze pentru condamnarea domnului Stoianoglu, el nu a fost nominalizat prin completul cel care a comis acele mizerii când a ieșit domnul prim-ministru. Și iată, lucrul ăsta este grav. Dacă domnul prim-ministru nu dă o justificare plauzibilă de ce anume acest judecător nu a fost numit printre ceilalți judecători, eu nu cunosc. Poate, explicația ar putea să fie că el a avut opinie separată în acel caz. Și el nu a participat la adoptarea. Deci eu nu cunosc. Dar mie mi s-a transmis informația că omisiunea aceasta a fost făcută exact
pentru a-l determina să voteze pentru condamnarea domnului Stoianoglu. Și eu cred că asta este grav. E trebuie să fie, dacă e adevărat, este foarte grav. Faptul că nu se dau explicații este mai puțin grav, dar... Deci asta a fost scopul. Deci cei care mi-au atribuit că eu am spus că sunt presiuni, este total fals. Eu nu cunosc. Cineva în care eu am încredere mi-a spus lucrul ăsta, dar eu admit că respectiva persoană poate să greșească, pentru că noi eu nu am vrut să cercetez cazul, eu nu i-am spus, i-am dăm toate faptele ca eu să judic eu singur, pentru că una, cineva declară, sunt supus presiunii. A fost, nu-l numesc, cineva foarte cunoscut din societatea civilă, a spus că pe mine mă presează guvernarea. Zic, pe-am te rog, concret, ce fapte au fost, zic, scuzați, acolo nu e nicio presiune. Exact și în cazul de față. Au avut loc niște fapte, persoana a considerat că acestea sunt presiuni, dar eventual pentru mine aceasta putea să fie concluzia că nu sunt presiuni. Cum ar fi, spre exemplu, că dacă se încalci legea, eu am să scriu la procuratură și mi-a spune, păi m-a amenințat că mă dă pe mâna procuraturii. Nu da. E. Continuăm, vă rog frumos, dar peste câteva clipe de publicitate. Da. Publicitate, păi, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Șanu, încă ceva despre cazul Stoianoglu. Vă rog, acesta este, de fapt, primul dosar din cele 4 sau 5 în care a fost el acuzat de către procurori. Adică omul va trece prin calvar încă mult. Foarte mulți ani. Da, acolo sunt lucruri despre care eu, fără să mă uit în materialele dosarului, pot spune că sunt mizerii. Spre exemplu, acela cu beneficiar efectiv în Ucraina. Despre lucrul ăsta, indiferent ce o scrii în dosar și ce probe o să aduc, din start eu văd că dosarul se bazează pe cei că sunt analfabeți juridici, cei care îl promovează. Pentru că faptul că cineva este scris beneficiar efectiv în sensul legii spălării banilor, este total irelevant din punct de perspectivă juridică. Când eu spun că respectiva persoană a devenit proprietar a acțiunilor sau cotelor de participare, nu mai țin minte, societate pe acțiuni sau societate cu răspundere limitată acolo. Nimeni nu a invocat lucrul ăsta. Deci că cineva l-a scris în registru de beneficiar, poate să-l scrie în fiecare zi. Din perspectivă juridică, persoana respectivă, persoana nu dobândește absolut nimic fiind scris în registru celălalt. Și iată dosarul celălalt spun. Dar pe lângă aceste dosare, eu am spus de foarte multe ori, pentru mine, toate dosarele domnului Stoianoglu par, deci din informațiile pe care eu le dețin, să fie parte a unor acțiuni orchestrate pentru a-l înlătura din funcție. Și atâta timp cât eu n-am să primesc explicații, și dacă aveți timp, eu am să încep să vreau să enumăr câteva lucruri. Pentru mine, până nu o să stea cineva cu cronometru în mână și să-mi arăți că este posibil fizic ca lucrurile să se întâmple așa cum se pretinde că s-a întâmplat. Deci, să luăm hotărârea CSP. Ședința CSP. Ședința CSP. Atunci când... Da. Admitem că totul e perfect și acceptul de a porni urmărirea penală este valabil și tot. Iată, din acest moment, cineva să pornească cronometru și să-mi arăte în cât timp s-au gândit, cine s-a gândit și cine l-a propus pe procuror. Cât timp a luat asta? Admitem, 1 minut, 2. Pe cazul Stoianoglu. Pe cazul Stoianoglu, da. Pe cazul, pentru că dosarul nu putea fi pornit dinainte. Nimic. Deci s-a dus materialul la CSP, CSP dă acordul, numește un procuror și abia de atunci procurorul începe să examineze. Păi și iată, cât timp le-a luat să identifice procurorul? Eu admit că 1 minut, 2, repede spus, ia calfă. L-a sunat pe cealaltă care și de la telefon și așa l-au răspuns imediat și au spus, da, eu sunt de acord. Au spus că repede adunăm materialele noastre și le dăm. Așa la doar nu știe. El nu este procuror. I-au dat toate materialele, nu știu, fi curier, cu poliția, cu sirenă, i le-au dus repede. Le-au pus așa la ședeu, au început să le citească. Îmi spun câte pagini sunt acolo. Cât timp îi ies să citească, spunând cel mai rapid timp posibil de citit din lună, din lume. Cât timp i-au luat să se gândească și o să spui ok, s-o gândi 15 secunde la ce o citit și o decis că îi dosar penal. Cum s-o așezat să dactilografieze? El sau cineva? Cât de repede dactilografiază? Cât timp i-au luat să dactilografieze măsura respectivă, documentele respective? Cât timp i-au luat să solicite, că doar el a venit cu maschi show, cu asta,
admitem că din întâmplare și deu tăța aceea la baza lor și aștepta că, băi, poate cineva o să ne cheme. Dar tot una, îți trebuie, că, băi, ai luat, cine l-ai sunat, cât timp ți-o luat. Iată, cineva să șadă cronometru în mână și să arată că asta e posibil. Și eu nu declar, nu afirm că nu e posibil, dar din ce am văzut eu, este o făcătură. Tot a fost planificat din timp, deci procurorul era desemnat din timp, documentele erau scrise din timp și totul a fost organizat din timp. Și asta este nu justiție, dar bătaie de joc. Până astăzi, nimeni nici nu a încercat măcar să arăte. Ceea ce înseamnă că fiii sunt cu pușor pe botișor și este anume așa, adică tot a fost orchestrat, fiii înțeleg că n-au șansă să demonstreze la lume. Și din această perspectivă, toate dosarele domnului Stoianoglo trebuie să pice până nu se demonstrează acest lucru. Pentru că justiția nu poate să fie făcut când arunci plasa să prinzi pe cineva. Trebuie să fie urmărire penală pe fiecare cazuri în parte. Și dacă domnul Stoianoglo a comis fapte penale, eu am să fiu primul care am să cer ca el să fie urmărit penal și condamnat pentru fapte, dar în strictă conformitate cu procedura. Nu pentru că așa vrea mușchiul cuiva, ci pentru că se întrunesc condițiile pentru a fi atras la răspundere. Și eu pot declara ferm că până nu o să se explice, iată, toate aceste cazuri, nici o instanță nu are dreptul să-l condamne pe domnul Stoianoglo pe dosarele care urmează. Fără să-i explici asta, tu nu poți arăta că ai înfăptuit justiția pe cazul respectiv. Pentru că există percepția că el este persecutat și judecătorii în sentință, pe oricare caz care o să urmeze, ei o să trebuiască să examineze toate lucrurile despre care am vorbit eu acum și să spună, nu, domnul Eșanu nu are dreptate. Apropo, eu admit că nu am dreptate. Eu doar am invocat fapte care impun anumite concluzii și eu tare sper că concluziile care se impun sunt greșite. Pentru că este o catastrofă dacă tot dosarul este orchestrat și tot ce a fost făcut. Pentru că asta este foarte grav. Asta înseamnă că noi nu avem stat. Nu că stat de drept. Noi nu avem un stat. Avem o organizație care face ce vrea mușchiul lor. Mergem la alte subiecte. Dacă considerați că mai merită, mergem. Merită. O. Știți că tot rămânem la Procuratura Generală. Mă noi patru candidați, unul și ca câștigat. Eu nu am urmărit, nu știu dacă ați formulați întrebarea, dar da. Eu nu am urmărit atent procesul. Și acum, după masă, a venit știrea că acest concurs pentru funcția de Procuror General a fost anulat. Acum eu nu... Aparent câștigase domnul Iachimovski de la o procuratură. Da, pare că e procuratura anticorupție. Așa. Domnul Munteanu a cerut, băieți, dați publicați notele celor de la Consiliul Supra Procurorilor. Da, asta uite mie. Eu nu vreau acum să mă hazardez, să mă pronunț cu privire la soluția respectivă, pentru că trebuie văzut textele de lege. Eu nu pot să mă laud, cunosc foarte bine procedura de selectare a Procurorului General. Domnul Eșanu, dar altă problemă. Deci, ok, Stoianoglu băiat rău, voi l-ați eliminat din sistem. Doamna președinte a semnat decretul. Ați trecut filtrele tuturor, că avem oameni filtrați, curați, spălați, totul e bine. Nu, încă n-a trecut. Procuratura nu a fost supusă vetting-ul. Cel puțin la nivel de Telegram să știi că îi controlează deja tot. Și în trei ani nu pot să numească un procuror general. E concurs. Pentru ce a fost? În timpul concursului schimba legea. Nu, doamna asta deci... se zvonește că Olesia Stamate a fost zburată din șefia comisiei doar pentru că, sau chiar și-a dat demisia pentru că a refuzat să îndeplinească ordine ilegale. Deși în cazul Stoianoglu... Nu, dar schimbarea legilor e greu de vorbit. Pentru că noi da, sunt absolut de acord că dacă pretins că reformezi justiția și construiești statul de drept, trebuie să înțelegi că aparențele
tot contează. Da. Standarde, și nu poți face acest lucru fără să respecti standardele internaționale. Și apropo, vorbim nu doar de standarde internaționale în legi, așa numit hard law, dar și în legi moi, soft law. Deci standarde internaționale, care, spre exemplu, a Comisiei de la Veneția, pentru că ele nu sunt norme din tratate internaționale obligatorie pentru țări, dar pentru țările civilizate, recomandarea să te comporți civilizat este obligatorie. Dacă cineva spune că recomandările Comisiei de la Veneția sunt doar recomandări, atunci spune, aceia ne recomandă să ne comportăm civilizat, ele pentru noi sunt doar recomandări și noi ne vom comporta necivilizat. Dacă acceptă o asemenea practică, desigur că nimic nu poate să-i oprească, să se comporte ca atare. Numai că, ca în anecdotul acela despre cruci și lingerie intimă. Deci, trebuie să decizi ori una, ori alta. Uh-huh. Deci, în cazul în care schimb legile, din mers, compromiți procesul și aceasta face aproape egale cu zero șansa că procesul care poate cu bună credință, chiar crezi în aceea că tu vrei să reformezi, vrei să faci totul bine. Dar dacă tu nu înțelegi că scopul nu poate să fie atins cu orice mijloace și mijloacele sunt numai puțin importante decât scopul pe care îl urmărești. Drumul spre iad este pavat cu bune intenții. Până noi nu o să înțelegem că nu este suficient să avem bune intenții, mai este imperios necesar să respectăm normele și procedurile. Și dacă tu începi să modifici legile din mers fără a-ți asigura un consens, pentru că ipotetic standardele ar permite să schimbi regulile dacă este absolut necesar. Dacă în societatea, în cea mai mare parte, covârșitoare, este de acord că acest lucru e necesar, adică necesar societății, nu necesar majorității, și care poate să-și impună votul în Parlament, pentru că atunci tu compromiți procesul. Pentru că asta înseamnă că un proces pe care societatea în principiu l-a acceptat, că merge în interesul societății, tu vrei să-l schimbi fără să ai accept societății și societatea își dă întrebarea atunci. Înseamnă că voi vreți să faceți altfel decât am convenit noi că acceptăm să faceți. Pentru că politicienii nu înțeleg și toate guvernările nu înțeleg că în momentul în care ei obțin acceptul societății pentru a face ceva, asta înseamnă că ei își asumă obligația în fața societății să procedeze așa cum au convenit cu societate. În momentul în care tu pe parcurs spui, da, noi am convenit și parcă în interesul societății așa, dar nouă ne-ar conveni că am să o luăm pe scurtătură. Nu e posibil să obținem rezultate încercând să mergem pe scurtătură. Acesta este sport național, nu doar în Republica Moldova, în cam toate republicile post-sovietice. Fiecăruia îi pare că ia ca eu acuș-o eu pe scurtătură și eu am să fiu cel mai deștept și cel mai frumos și repede am să reușesc acolo unde n-a reușit nimeni. Nu există asemenea experiență. Nu există asemenea cazuri. Și da, este bine să încercăm ceva nou, dar trebuie să înțelegi că atunci când tu te ocupi cu inginerie socială și inventezi mecanisme noi de funcționare a societății din mers, șansele că tu să reușești nu prea sunt mari. Pe scurt, ești fiasco total în cazul reformei justiției? Pentru a spune fiasco total, trebuie să faci o analiză la tot și eu nu operez cu asemenea noțiuni. Pentru mine este problematică însăși noțiunea de reformă a justiției. Eu am obosit de termen, eu lupt de foarte mulți termeni. Apropo, foarte puțină lume a atras atenție că ultimul document de politici, adoptat apropo sub actuala guvernare, nu se numește concepția de reformă. Pentru că eu am insistat să fie scos din denumire. După asta eu adăugat acolo, dar în denumirea documentului nu există cuvântul reforma justiției. Domnul Ieșan, revenim, vă rog, la domnul prim-ministru. A ieșit el odată, a condamnat public câțiva judecători, le-a dat... Nu doar odată, cu regret, e recidivist. Oamenii care percep au zis că
domn premier, nu se poate așa. Domnul prim-ministru, ești încă o dată, că nu îmi dați voi nici sfaturi, că eu știu, pentru că poporul trăiască țara, așteaptă rezultate și de asta am să dau un nume. Domnul Igor Grosu, șef al Parlamentului, a zis că eu îi dau dreptate domnului Recean. Explicația sună bine, eu am să o traduc așa, simplu. Sunt decizii ilegale ale judecătorilor, drag popor. Și de asta eu vă spun cum îi cheam pe acești judecători, ca voi să știți. Curios, el o să dea? Nu. Eu resping din start ideea că această explicație ar fi plauzibilă. Pe domnul prim-ministru și pe domnul Grosu, trebuie să întrebăm o întrebare foarte simplă. Stimate domnule prim-ministru, vă rugăm să ne arătați în fișa dumneavoastră de post unde aveți atribuții de a evalua legalitatea sau ilegalitatea hotărârilor judecătorești. Despre articolul 6 din Constituție, despre separarea puterilor în stat. Auzit? Iată, acel articol 6 spune că puterea legislativă și puterea executivă nu are dreptul să se amestece în înfăptuirea justiției. Legalitatea hotărârilor judecătorești poate fi verificată doar de către o instanță judecătorească superioară în condițiile legislației procesuale. Pentru toți restul, hotărârea judecătorească este lege și există răspundere penală pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești. Ca să nu mai vorbesc de, spunem că asta e materie pe care trebuie să o înveți undeva, dar pretind că respect standardele internaționale. Trebuie să uite că există o recomandare a Consiliului de Ministri. Noi spunem că ne ducem în Europa, nu? Și iată, Consiliul de Ministri are o recomandare în care spune foarte clar că puterea legislativă și executivă trebuie să țină să comenteze, nu doar să le catalogheze legale, ilegale, dar să comenteze hotărârile judecătorești, cu excepția cazului în care urmează să vorbesc despre cei că o să le atace, că nu sunt de acord. Adică sunt împotriva statului și statul poate să le conteze. Și doar în acest caz. În rest, nu are. Dar nimeni nu-și dă o întrebare logică. Dar dacă puterea judecătorească începând de mâini, o să se adune judecătorii și o să începe să... Dar și cu guvernul ceala. Asta și treabă și face guvernul ceala. Dar Parlamentul și cu dânsul. Puterea judecătorească nu este a treia putere în stat. Nu există puterea întâi, puterea a doua și puterea a treia. Există trei putere care sunt egale și colaborează între ele. Și dacă este un act judecătoresc, vă spun un lucru care cred că o să-i surprindă pe mulți, deși l-am repetat de foarte multe ori. Putem modifica Constituția. Putem modifica orice lege. Nu putem modifica o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă. La CEDO o să fim condamnați de fiecare dată când o să revedem o hotărâre. Și iată, tot ce face acum domnul prim-ministru, poate veni următorul guvern și demola totalmente. Dar iată, dacă vin alți judecători, ei n-au dreptul să se bage peste o hotărâre judecătorească adoptată anterior. Deci în momentul în care a devenit irevocabilă, statul este condamnat doar pentru simplu fapt care a vizuit-o. Chiar dacă ea este nu doar ilegală, dar strigător la cer de ilegal. Dar există proceduri. Și dacă nu se întrunesc normele procesuale care îți permit să revizuiești hotărârea, dar temei că e ilegală, nu există așa temei. Nici într-o țară din lume, nici în Republica Moldova. Deci chiar dacă judecătorul care a adoptat-o, sau completul, dacă e ultimul, vin și se așează în genunchi, iertați-ne oameni buni, n-am știut ce facem. Am adoptat o hotărâre ilegală. Nu se poate de revăzut. Doar dacă nu demonstrăm că i-a luat bani pentru asta. Ei pot să vină și spună că, ne scuzați, am luat bani și am dat hotărâre. Atunci da, se poate de o dată. Dar dacă ea este doar ilegală, dar revenind la ce am pornit, primul ministru, dacă vrea că să trăiască într-o țară unde se respectă legea, el primul trebuie să respecte legea și spune, eu nu am oameni buni atribuții, eu mă pot revolta ca orice cetățean. Și eu mă revolt de foarte multe hotărâri. Mie venea să plâng uneori când vedeam hotărâri judecătorești. Ce hotărâri judecătorești să dau când veneau la mine oamenii la Ministerul Justiției în audiență. Și eu sunt convins că i-am decepționat. Și cine și aici mai ocupă funcții publice când spune, oameni buni, nu putem face nimic.
Este decizie irevocabilă a instanței judecătorești. Punct. Nu mai există căi prin care să revin. Pentru că noi nu uităm, în justiție sunt două părți. Dacă îi anulez hotărâre la unul, cealaltă o spui, băi, oameni buni, eu am nevoie, justiția trebuie odată să termine. Tu nu poți tot să vii, ai schimbat peste 20 de ani din judecător, pentru că am mutat noi, dacă ne uităm ce hotărâri se adoptau 30 de ani în urmă, în condițiile din societate, spui, băi, asta e total ilegal. Nu mai poți. Justiția, în asta își constă justiția. Că odată și odată pui punct. Iată, asta este logica. Tu, noi putem să schimbăm Constituția, una nouă cu tătul să adoptăm. Orice lege, o abrogăm, adoptăm una. Dar justiția presupune că odată spune punct. Dacă tu te poți judeca la nesfârșit, vin moștenitorii, decedează moștenitorii, vin aceia, un alt cu, s-au schimbat viziunea judecătorului, spune, da, era ilegal. O anulăm. Mai trec o 30-40 de ani, iar vin alt complex, uite, da, au avut dreptate primii. Iar o anulăm. Iată, asta este mesajul pe care îl promovează cei care spune oricine se poate pronunța. Este legal sau ilegal? Da, cu regret, eu pot să fiu de acord că se adoptă hotărâri judecătorești ilegale. Pot să fiu de acord că sunt strigător la cer hotărâri. Dar pe asta se bazează. Apropo, și Parlamentul poate adopta legi tâmpite și super tâmpite. Dar e Parlament. Trebuie să respectăm că e lege votată. Dar eu înțeleg că toată lumea vede logica. Eu pot face orice mizerii, am votat și am adoptat. Nu mă doare mine capul. Constituții, drept internațional, nu știu ce. Eu am votat și am adoptat. Dar altul nu, așa. Nu. Fiecare are mandatul lui. Parlamentul legiferează, prim-ministru guvernează, justiția face justiție. Și cum prim-ministru nu se poate implica în ce face justiția, nici justiția nu se poate implica în ce face prim-ministru. Pentru că altfel o să fie haos. Pentru că dacă domnul prim-ministru își închipuie că poate să facă ce vrea mușchiul lui, atunci judecătorii spui, dar noi de ce nu putem face ce vrea mușchiul nostru? Logic. Noi cu ce suntem mai răi? Ia nu uitați, în articolul 6 din Constituție suntem egali. Este o știre tot despre judecători în ultimul, sau știri. Cei care pricep le vorbesc, dar în rest nimeni nu înțelege ce se întâmplă. Eu mă refer la hotărârile astea privind specializarea anumitor judecători pe cauzuri anticorupție. Ba, se creează un complet. Iată, la centru se creează un complet care va judeca anumite cauzuri. La Ciocana, alt complet. Știu că anumiți politicieni, haideți că să nu dăm nume, dădeau semnale de alarmă că, băi, voi selectați niște judecători care vă vor servi intereselor voastre. După care vine, se solicită în Consiliul Superior al Magistraturii modificarea hotărârii privind specializarea judecătorilor pe cauze anticorupție. Noi, ăștia care nu percepem, vedem că ceva nu e ok, dar nu înțelegem ce anume nu e ok. Eu nu urmăresc foarte atent circumstanțele cazului respectiv și nu prea pot comenta. Am văzut comentarii pe internet. Eu pot să repet ce am spus și cu privire la multe. Este important nu doar ce se face, ci și cum se face. Și modul în care s-a făcut acest lucru este evident. Sau, eu am văzut acolo recomandare. Deci, dacă în justiție avem judecători, președinți de instanță, care nu înțeleg că judecătorul nu-i poate fi date recomandări, e grav de tot. Deci, a recomanda unui judecător, asta înseamnă a încerca să-l influențezi tu să adopte o decizie pe care tu o vrei. Pentru că judecătorul trebuie să adopte decizii în conformitate cu intima lui convingere. Orice caz, când tu îi recomanzi, asta înseamnă că tu realizezi că nu ai atribuții să-l determini să facă ce vrei tu, dar găsești o cale subtilă să-i dai, să bați șaua, să piceapă măgarul. Că ia ca eu îți recomand să faci așa. Conform legii, tu nu ești obligat. Dar ai bagă de seamă că eu ți-am recomandat. Și data viitoare eu am să mă gândesc ce persoană ești tu care nu respecti recomandările mele. Ca după asta să vină justificările. Că, dar eu am făcut în baza deciziei CSM recomandările. Păi stimați, nu folosim ce. Adică o mizerie, dacă e făcut în baza unei hotărâri a CSM, automat devine bombonică. Deci, ori tu poți recomanda,
legal, și nu interesează dacă este ce. Sau, ok, poate eu ceva la drept n-am învățat. Să-mi aduc cineva vreo teorie, că CSM-ul poate adopta hotărâri care pot servi ca bază, ca recomandare. Mie îmi pare cam deplasată concepția. Dar și aici, apropo, eu din ce am văzut, n-a fost rea intenție. Asta e și problema, că lumea trăiește. Fiecăruia îi se pare că, iată, eu când ajung năcealnic și eu decid, toată lumea pe împărți nu se pricep dacă eu am să fericesc poporul. Eu cred că este un exemplu foarte bun de acest caz. Și a fost făcut cu bună intenție. Cel puțin aceasta este impresia mea după ce am văzut. Dar, repet, nu am citit, nu am studiat anume cazurile concrete. Încă ceva despre CSM. Consiliul Superior al Magistraturii a convocat adunarea generală a judecătorilor, la care urmează legal să fie ales de acord un nou membru al Consiliului. La această funcție candidează judecătoarea Aliona Miron, de la Curtea Supremă de Justiție. Ce fel de alege cu un candidat? Pentru că doar un candidat, fie doar un candidat a depus cerere, fie doar un candidat într-un condiții legii. Care e problema? Eu cred că noi, eu înțeleg că noi suntem traumați cu experiența socialistă, unde era blocul candidaților comuniștilor și celor fără de partid și era doar unul. Dar ideea, da, am mai nimerit și prin legislația, nu există obligativitate că să pui doi candidați. Dacă tu trebuie să desemnezi o persoană, trebuie să o desemnăm. Noi trebuie să vedem. Și ai doar un candidat, tu ai de ales. Între, întindem pe la Sfântul Așteaptă să avem doi candidați sau desemnăm candidatul care întrunește condiții. Și eu cred că este o problemă falsă. Eu înțeleg că cei care ridică această problemă, ei pornesc de la previeting, că iată, doar a trecut un singur candidat. Astea sunt lucruri total diferite. Continuăm, domnule Ioșanu, dar vă rog peste câteva clipe de publicitate. Publicitatea, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul ministru, cazul Alexei Paniș. L-ați studiat măcar așa, judecătorul care n-a fost promovat de către doamna președinte? Nu, n-am studiat. Nu. Formulați întrebări și eu comentez ce aspecte sunt acolo, eventual. Dar acolo nu urmăresc, pentru că astea sigur că sunt lucruri foarte importante, dar sunt chestii de moment, ele o să treacă. Eu încerc să aloc timpul pentru a studia probleme de principii și n-am cu regret timp să mă ocup de ok, așa. Fără să dăm nume de ambasador și de unde vine, nu contează de unde vin. Iată, particip pe la mai multe emisiuni televizate. Laudă vetting-ul, laudă pre-vetting-ul, laudă reforme, nu laudă reforme. Foarte des mașinile lor sparcate pe la Ministerul Justiției, nu știu, dumneavoastră că a fost viceministru, poate ne spuneți. Care este aportul diplomaților străini în reformarea justiției veșnică? Reformarea justiției? Care este aportul la diferite etape? E foarte diferit. Trebuie să cunoști situația din interior pentru a analiza pertinent ce se face la o anumită etapă. Dar la etapa actuală, eu cred că partenerii noștri de dezvoltare comit o gravă eroare, pentru că pe lângă aceea că închid ochii la multe derapaje care se comit astăzi, ei practic scriu astăzi un cerc în alb viitoarelor guvernări de a face derapaje chiar și mult mai grave. Pentru că o să aplice o logică tare simplă. Ați văzut ce au făcut aceiași voi, nu doar că ați tăcut, dar și aplaudat. De la noi, ce vreți. Deci este foarte grav în opinia mea ce se întâmplă. Există o regulă. Dacă o să citească toată lumea materialele Comisiei de la Veneția, o să vadă că vetting-ul, pre-vetting-ul, cum îl mai numesc, este o soluție de ultima rațio, ultima soluție, când nu, altele nu permit, care este posibil de aplicat dacă în societate există un consens larg. Da. De ce aceasta este nevoie? Pentru că dacă o parte foarte importantă a societății nu acceptă ceea ce se face, riscul unei contrareforme este imens. Indiferent ce s-a face acum, actuala, și cam toți politicienii comit o gravă eroare, ei ridică ștacheta foarte sus, promit că, iată, noi o să schimbăm lucrurile într-un termen foarte scurt și o să duduie justiția. Nimic mai fals. Schimbările în justiție
în sine pot avea loc doar pe parcursul unei perioade destul de lungi de timp, dar cel mai important este că aceste schimbări nu pot aduce rezultate în termen scurt, deci este nevoie de un termen destul de lung pentru ca rezultate să vină, pentru că, spre exemplu, chiar dacă am schimbat toți judecătorii, nu a doua zi deja sunt cele mai bune hotărâri din lume. Nu uitați că cei care o să vie o să trebuia să se dumirească ce planetă au nimerit. Deci ei nu o să poată funcționa la turații maxime din prima zi. Deci o să fie nevoie de timp. Obiectiv, indiferent, eu nu vorbesc de bine s-a făcut, rău s-a făcut. Dar după asta vine partea și mai complicată, poate mai complicată decât primele două. Să convingi societatea că justiția funcționează normal. Pentru că nu uitați că am început emisiunea. Justiția se înseamnă percepție. Dacă societatea percepe că se face justiție, înseamnă că ea se face. Nu percepe că se face justiție, înseamnă că ea nu se face. Indiferent ce s-a făcut, ce se face în realitate. Și deci, pentru a schimba percepția, este nevoie de foarte mult timp, iarăși. Și de aceea, orice guvernare, pe parcursul unui mandat, șanse că se livreze ceva palpabil pentru societate sunt egale cu zero, practic. Asta va permite viitoarei guvernări să spună, ați văzut, aceia au făcut numai mizerii, rezultate nu, justiția e tot la pământ. Noi demolăm tot ce ei au făcut. Și asta este cel mai mare pericol la ce se face acum și la orice vetting făcut fără un consens larg. Riscul enorm de contrareformă. Eu sunt gata să fac orice pentru ca riscul ăsta să nu se materializeze. Cu toate greșelile, stângăciile, derapajele, eu sper să nu ajungem la contrareformă. Înțeleg că foarte multe lume vrea să facă lucrul ăsta. Și înțeleg cu bună credință vrea să facă lucrul ăsta. Dar nimic mai devastator nu o să fie. Da, o să trebuiască de corectat ce se face astăzi, dar ideea că noi o să schimbăm tot este foarte periculoasă. Dar experiența, uitați-vă în Ucraina, au făcut o evaluare a judecătorilor, Curții Supreme de Justiție, au ieșuat și au venit să o facă a doua. Deci cineva îi se pare că noi venim și facem, tu trebuie să convingi societatea. Poate, apropo, iată să facem un pas în spate, poate ce se face acum este perfect. La cele mai înalte standarde și asta. Dar dacă societatea nu percepe lucrul ăsta, atunci este zero ce se face. Și atât să răspundem la o întrebare. O parte importantă din societate, nu nucleul dur al partidului de guvernare, care sunt gata să susțină orice ar face respectivul partid și ar considera că este succes orice eșec a respectivului partid. Dar eu vorbesc de societatea. Și iată să facă cineva un sondaj și spune o parte importantă din societate consideră că acum se fac lucruri corecte și noi avem speranță că acestea vor da roadă în viitorul nu foarte îndepărtat. Și dacă răspunsul o să fie, da, și eu sper, apropo, eu vreau să fiu printre cei puțini care greșesc, care apreciază greșit ce aici se face. Prefer să spună că nu mă pricep, că habar n-am, cu bucurie accept lucrul ăsta. Dar să fie altfel decât văd eu lucrurile. Dar cu regret. Nici din perspectiva celor care nu au cunoștință, nu văd ca lucrurile să fie văzute. Și nici din perspectiva specialiștilor în domeniul dreptului. Nu văd ca aceia să creadă în ce se face și să aibă convingerea că o să fie rezultat. Domnul ministru, continuăm, dar tot pe lângă justiție. Știți că noi la toamnă avem probabil un referendum cu privire la unde vrem să ne integrăm. Da. Eu nu vreau să întreb ce e cu referendum, vreau să vă întreb altceva. Eu știu că urmează o decizie a Curții Constituționale cu privire la acest referendum. Dar la președinție, la guvern, la parlament, în societate, se vorbește ca pe un fapt deja împlinit, că referendumul va avea loc, orice ar fi. Noi nu trebuie în mod normal să așteptăm un verdict al în alte curți și după asta... Nu cred că asta e cea mai mare problemă. Este clar că logic, înainte de a începe să promovezi în societate, să bulversezi societatea, pentru că cum n-ai fi, este o discuție. Trebuie să ai certitudine că se întrunesc toate condițiile. Așa. Asta este normal, dar haideți să nu judecăm mult prea
sever. Eu nu cred că asta este cea mai mare problemă care poate fi imputată actualei guvernări. Eu văd probleme foarte grave acolo. Pentru inclusiv cu faptul că aud că cineva are năstrușnica ideii ca referendum respectiv să fie constituțional, adică să modifice în Constituție, eu nu am înțeles exact, pentru că nimeni n-a formulat un document în care să văd ce, care ridică e grave probleme, pentru că Constituția noastră nu prevede modificarea Constituției prin referendum, ea prevede o procedură doar parlamentară. Și eu înțeleg că unii care au învățat foarte prost, la drept spune, păi este un articol din Constituție care spune că referendumurile constituționale au forță juridică supremă. Da, dar unde e scris că referendum constituțional poate fi făcut fără ca Parlamentul să voteze mai întâi o lege? Care? Ei sar deodată, fiecare își alege dintr-o cazan mare cu multe lucruri acolo și a luat jucăria care lui i-a plăcut, spune, iată, ăsta este adevărul în ultimă instanță. Sunt probleme foarte grave acolo, dar însăși faptul că îl discută fără Curtea Constituțională nu cred că este cel mai grav. Dar este foarte trist. Apropo, noi avem și probleme chiar și de alegerile prezidențiale, pentru că faptul că spune că noi vom alege directorul de dezvoltare, vom alege... Asta poate să spună cineva care nu știe care este sistemul constituțional de guvernare în Republica Moldova. La alegerile parlamentare noi nu decidem absolut, prezidențiale, nu decidem absolut nimic. Ar fi schizofrenie să credem că noi putem alege un președinte căruia îi dăm un mandat de politică externă într-o direcție și după asta alegem un parlament căruia poporul îi dă un mandat în altă direcție și să avem președintele să promoveze politica externă într-o direcție și parlamentul în alta. Sunt lucruri... Iată, asta este mult mai grav. Chiar cât nu-i de gravă problema că referendumul în genere să aibă loc, o să aibă loc în aceeași zi, dar lumea nu discută asta. Asta este mult mai grav. Noi, de fapt, dacă vom organiza alegeri prezidențiale în care vom alege un președinte pornind de la aceea că o să ne dea bunăstare, că o să ne dea integrare, noi din start torpilăm șansele noastre să mergem spre normalitate. Pentru că normalitatea presupune că avem un președinte care nu se implică în asta. Parlamentul și guvernul sunt acei care determină politica internă și externă. Președintele este obligat, conform Constituției, să respecte decizia Parlamentului și a guvernului și să promoveze acea politică care este. Da, el poate să încerce să o influențeze, poate să încerce să determine guvernul, dar nu poate președintele să promoveze o politică externă distinctă, pentru că asta ar fi un stat anormal. Pentru că statul nu poate să ducă concomitent în două direcții diferite. Și nu putem să avem centre de putere care au dreptul propriu de a decide care este direcția în care noi ne ducem. Iată, astea sunt probleme care ar trebui să le discutăm. Dar noi discutăm, s-a obținut din tăi avizul Curții Constituționale. Eu înțeleg, sugestia ar fi că asta înseamnă că îi controlează Curtea Constituțională. Nu. Dacă vedeți. Asta poate spune cineva care nu a învățat la logic. Pentru că poate să fie o explicație. Nu rezultă asta cu certitudine. Pentru că soluția poate să fie invers. Ea spune, băi, da, noi ne trebuie hotărârea Curții. Șanse ca să o obținem nu sunt prea mari. Dar dă să le creștem punând presiunea din societate asupra Curții. Și deci după ce noi convingem societatea și societatea o să iasă cu drapele în țară, în stradă, că facem referendum, atunci noi să-i întrebăm și la curte, dar voi și vreți, sunteți împotriva poporului? Nu în sens că ei o controlează. Explicații pot fi, apropo, asta a fost un scenariu pe care eu l-am construit, nu m-am gândit la dânsul, l-am construit exact acum ca reacție, dar sunt multe. Dar să nu ne operăm cu speculații. Să, din contra, să punem în discuții probleme care cu adevărat pot să schimbe lucrurile. Până atunci, dumneavoastră ați decis pentru cine veți vota la prezidențiale? Păi, din lista scurtă care este. Da, nu, lista încă nu este. Înseamnă? Și certitudine, eu am să merg la alegeri și la toată lumea, le spun, la toate alegerile trebuie de mers. Cel care crede că dacă el nu a mers la alegeri, nu a votat, comite o greșeală fatală. În realitate, el își deleagă votul său celor mai activi. Și deci în locul lui decid cei care s-au dus. Dar se presupune că ei au mandatul celor care n-au venit. Despre vești bune. Știți că se ieftinește gazul de la 1 martie?
Dar pe dumneavoastră tare v-a enervat faptul că noi cei din presă am scris, citind politicienii... Titlul. Da, că mă ating că o să mai ieftinească odată gazul, doar că nu știm data și ora. De ce a fost reacția asta dumneavoastră publică așa? Pentru că se promovează mesaje false. Și doar agenda publică, în foarte mare parte, depinde de ce se promovează în presă. Și dacă noi promovăm mesaje false, pentru că mesajul că posibil că o să se ieftinească mâini sau poimâni, este un mesaj care nu are bază factologică. Posibil că o să ieftinească, posibil că nu. Și deci, dacă eu văd că mesajul este fals, de ce eu să-l promovez? Eu înțeleg, eu nu am, sigur, dacă cineva a înțeles că eu aș spune că să nu se scrie despre asta. Nu nicio problemă, puteți scrie, dar problema când presa a citat, doar lumea citește titlul. Da. Și lumea a citit că posibil că la vară se va ieftini. Adică ziaristul a acreditat respectiva declarație cu o anumită doză de încredere. Și de aici se pornește bulgările de zăpadă. De aceea, eu cred că jurnaliștii au responsabilitatea să promoveze doar mesajele politicienilor care au bază factologică în spate, în măsura în care el poate să vadă lucrurile astea. Sigur că eu nu pretind de la ziarist să fie expert în toate, să analizeze foarte critic tot ce au spus politicienii. Dar avem și noi un rol anumit. Da, un rol foarte important. Deci presa, nu în zadar, lumea se uită sceptic uneori că este puterea a patra. Dar acesta a apărut nu pe loc gol. Deci noi acum sigur că trecem în perioada în care presa formalizată deja se schimbă rolul, dar oricum rămâne încă foarte și destul de mult timp, apropo, cine prezice că o să dispară totalmente presa și o să fie doar bloggerii la putere, eu cred că prea de grabă o să fie lucrul ăsta. De aceea eu am spus, să fie întrebat respectiv, dacă nu-l pune în titlu, nu reacționam. Eu am reacționat strict la titlu. Nu la... Asta arată că e cel mai important, dar i-a dat întrebarea, dar care este argumentul? Posibil ca, e posibil, apropo, pot să spui, posibil că o să se... Deoarece există următoarea premiză care are șansă. Și discutăm premiza. Și iată, dacă spunea, nu știu, ce așteptăm? Că o să cadă un meteorit și o să... Zbura o dronă zilele astea pe la Chișinău. Nu știu, nu ceva zbura. O să întâmple. Și spunea, care de temei să așteptăm că o să ieftinească gazul, da, este o discuție pertinentă, dar în măsura în care iese unul, oricine își spune, eu cred, dar eu am să ies și să cred că, apropo, în postarea mea acolo spune, eu cred că prin martie sau când era acolo, vară, aprilie, la Chișinău, în piața centrală, se așteaptă un aparat zburător interstelar, vin extraterestri. Eu... Bun, poftim, publicați. Tot dumneavoastră ați publicat despre scandalul ăla de la aeroport. Nu știu dacă licitația privind spațiile a fost organizată corect sau nu, și chiar admit că totul a fost organizat cu bună credință, dar în cazul acestor comisii de privatizare a cărui membru am fost, voi spune ceea ce spuneam și atunci. Acordarea unui termen de 30 de zile pentru prezentarea ofertelor este o bătaie de joc. Da, eu am spus-o atunci în calitate oficială, eram membru a comisiei. Și nu formal eu nu aveam alternative, pentru că totul se făcea conform legii. Eu, teoretic, putem să mă fac eu și spun că nu, eu nu susțin, dar asta. Dar eu cred că a privatiza obiecte sau a da închirii obiect atât de vast și valoros este bătaie de joc în 30 zile. Uitați-vă, dacă facem ca... Revin la calendarul cu domnul Stoianoglu. Asta înseamnă că dacă tu nu știi din start că iată o să se anunțe, tu, om de afaceri, vezi o oportunitate de afaceri. Ai văzut-o în 30 de zile, tu trebuie să faci o analiză a afacerilor tale, să vezi dacă îți permite să te extinzi. După asta să decizi, să duci, să cauți investiții, să vezi condiții și totul asta în 30 de zile. De par companiile respective abia fac update în fiecare zi. Da, și ei șed și citesc la... Nu, dar admite-mi, iarăși face. De aceea eu am spus, și în viitor, eu mențin aceeași părere. Este bătaie de joc toate concursurile organizate
care presupun investiții din partea cuiva care are termenul de punere a ofertelor în 30 de zile. Pentru că nu reușește. Planurile de afaceri, companiile serioase, își fac planurile de afaceri înainte de anul. Ei nu așteaptă să înceapă anul și spune că azi poate prin Moldova o să ne mai cadă vreo afacere în anul viitor. Planurile de afaceri se fac pe termen lung. Eu înțeleg că lumea se gândește, păi dacă noi organizăm peste noapte ședința Parlamentului și adoptăm legile scrise pe genunchi, toată lumea așa lucrează. Dar afacerile serioase nu sunt organizate așa. Și minim mă miră, pentru că acolo sunt oameni care singuri au fost în afaceri. Și ei înțeleg că nu pot să vii cu o, și trebuie să vii cu o ofertă, să analizezi tot. În primul rând, tu să te pregătești să întrunești condițiile. În al doilea rând, trebuie să formulezi foarte clar, să analizezi. Plus, că să analizezi propriile, tu trebuie să poți să analizezi piața. Să anticipezi cine o să fie concurent, să vezi dacă mi-e, pentru că orice participare la o licitație presupune cheltuieli, măcar și pe interior, când oamenii tăi în loc să ocupi cu altele, tu te pregătești, te analizezi. Și trebuie să vezi, merită să te implici, sunt concurenți care sunt mult mai puternici, ai văzut că și-a anunțat cineva concurent și te uiți, n-are sens să pierd timpul. Deci toate lucrurile astea trebuie făcute din timp. Dar nu v-a părut treaba asta curat murdară, pentru că vine compania franceză, zice, băi băieți, noi am avut întâlniri cu oameni serioși din țara voastră, ne-au invitat, am fost seduși chiar de însă și șefa statului să venim. Și acum toți spun că nu știm prima dată auzim de compania asta, treaba voastră, Dumnezeu cu voi, Dumnezeu să vă ierte. Da, mie îmi vine greu să am o opinie, pentru că eu nu cunosc detaliile cazului, dar însă și această practică de invitare a unor investitori pentru proiecte concrete este păguboasă, pentru că în acest caz este evident că respectiva companie care este invitată din start se află într-o situație privilegiată, poate de un concurent mai bun, dar care nu a avut norocul să se întâlnească cu un reprezentant suspus al statului și să-i informa din timp că iată urmează. Aceasta este, deci dacă se întâmplă lucrul ăsta, lucrul este foarte grav. Eu nu afirm că se face ceva ilegal. Și nici nu știu dacă, dar eu cred că este problematic. Când anunți, dacă tu nu faci anunțul public și nu spui la toți, eu pot să admit că a apărut o oportunitate pe neașteptate, te-ai întâlnit cu cineva și ai făcut. Dar în acest caz, dacă ai făcut o invitație, nu știu, oficială, cum a fost făcut, imediat trebuie să vii și comunici că s-a făcut o asemenea invitație pentru toată lumea să cunoască. În principiu, noi luăm în calcul să organizăm așa o licitație și toți puteți să începeți să vă pregătiți. În măsura în care doar unul dintre potențialii viitori concurenți știe, el începe pregătirile și toți ceilalți nu au habar, șansele de a convinge societatea că nu este o licitație cu dedicații să duc spre zero. Deci asta este o problemă, nu de legalitate, de etică, dar de bun simț. Haideți să o încheiem așa cum am început. Ce ar trebui să înțeleagă actuala sau viitoarea sau fostele sau cine va guverna Republica Moldova atunci când va mai îndrăzni să vorbească despre reforma justiției, iată, prin prisma cazului Stoianoglu. Măi băieți, lăsați justiția să facă justiție și voi pur și simplu creați condiții sau politici corecte. Și asta, chiar și în afara cazului Stoianoglu. Asta este cel mai important lucru care trebuie să... În primul rând, eu recomand tuturor să renunță la cuvântul reformă. Justiția din Republica Moldova, eu am început să spun public și deja pot să-mi permit. În opinia mea, poate fi comparat cu un pian dezacordat care cântă fals. Și asta înseamnă că noi avem nevoie de reglaje fine a pianului, pentru că el nu cânte fals. Dar dacă noi o să continuăm să-l reformăm, adică tot să aducem piese ultramoderne, produse de cei mai sofisticați producători internaționali și tot o să le schimbăm, dar nu o să ne ocupăm de reglaje fine, nu o să avem un pian care să ne dea satisfacție. Deci asta este, trebuie să înțeleagă politicienii din Republica Moldova. În
Moldova, noi avem, dacă am aduce un extraterestru care să facă o evaluare comparativă a legislației și a organigramei justiției din Republica Moldova și cu orice țară din Uniunea Europeană, vă garantez că o spună că a noastră este pe departe mult mai bună. Deci noi avem deja instrumente pe care nu le găsim. În Germania, spre exemplu, noi nu avem Consiliul Superior al Magistraturii. Nu există Consiliul Superior al Magistraturii în Germania. Noi avem. Noi nu avem un mecanism care le-ar permite o atât de mare independență judecătorului. Cu regret, în interiorul sistemului sunt mult prea puține persoane care au independența internă. Uh-huh. Și problema mare este că omului nu poți să-i dai independență. Dacă el nu se simte independent, tu cu forța nu i-o dai. Dar noi încercăm să-i facem pe ce. Este un proces foarte lung, schimbările în justiție. Și am spus, renunțăm la reformă, asigurăm un consens, deci pentru toate guvernările, și e posibil. Eu am fost în interior, am participat la discuții, complicat, dar vă asigur că este posibil. Balaurul ăsta fals, că există răii care nu vor independența justiției și noi bunii doar care vrem, este un mit care nu are aproape nimic în comun cu realitatea. Și dacă o să avem politicieni responsabili care vor înțelege că nu trebuie să-și scoată în față eu am să fac, eu am să schimb, dar o spune, noi o să facem, noi o să schimbăm, vă asigur că lucrurile o să se înceapă să se schimbe. Dar repet ce am spus anterior, ne așteaptă un drum lung, foarte lung, care depășește un ciclu electoral. Dacă cineva așteaptă că noi putem avea 4 ani de aur, la 4 ani dăm cheia și transmitem următoarei guvernări o justiție care duduie, total fals. Așteptăm, deci. Domnule Ișan, eu vă mulțumesc foarte frumos că ați fost la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Și eu vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.